Vă surprinde că se scandează demisia? Nu mă surprinde. Știam că sunt lupte interne, sunt energie acumulate în tribună, poate multe dintre ele create artificial. Giulești, e complicat, e complicat rău de tot. Păcat. Ce-i drept, jocul prestat de echipă și în special repriza a doua a fost unul foarte slab, adică față de dorințele și investițiile făcute de acționariat, mie mi se pare un joc foarte slab. Ajunge și ajunge, dar mai interesant. Deci nu vă surprind scandalele. Bun, Pani. Ce-i păcat? Păcat ce? De rezultatul acestor investiții, pentru că jocul este foarte slab. Foarte slab. Se poate să faci investiții și să nu ai rezultate. Să faci investițiile pentru mâine, pentru ieri sau pe termen lung. Depinde cum vrei să le faci. Și investițiile astea pentru ce? Au fost pentru ieri sau pentru mâine? Să câștigi astăzi? Păi nu astăzi. Păi nu ai cum să câștigi astăzi. N-ai cum să câștigi astăzi. Când tu bagi în minutul cât? 76? Doi oameni care, unul de-abia a venit la echipă și nici nu e pregătit, altul care n-a jucat niciodată. Adică n-ai cum să vrei să câștigi un meci cu jucători care... Dacă am ajuns la schimbări, Sefsi bagă atacant central și îl scos pe Iacob și bagi mijlocaș. Da, astea sunt alte discuții. Nici pe mine nu mă surprinde, pentru că fotbalul este slab la Rapid, în primul rând. Rapidul nu joacă nimic. Rezultatul că e 2-2, că nu te surprinde ce anume? Că oamenii în tribună, că oamenii strigă de mică, da, okay. Că așa e, cam peste tot. Am văzut că pe Rege se luase de Rege, da? Când s-a întors la oameni. Acolo era altceva. Nu e altceva, nu, acolo altceva, spuneau, și acolo gen să luau de jucători, adunau jucători, nu că să plece de la echipă și de emisia. Păi e diferit de complet. Păi tu ce vrei, să fie spectatorul mulțumit când echipa joacă prost, acum ar fi și culmea. Dacă eu merg la stadion și sunt suporter, să aplaud când pierd sau când nu câștig. Păi, nu serios acum. Dani, deci tu la Oțelul ești supărat pe Dorinel, la Faru ești supărat pe Rege, ești supărat de ce? Păi dacă ce merge prost echipa la Faru, de ce să fiu mulțumit? Că nu înțeleg. Că nu are pe nimeni jucător. Dar de ce ar fi trebuit să meargă 11 la bine, de exemplu, la Faru? Ce e Farul așa? Hai că am ajuns la Farul. Vreau să vorbim de Rapid. Iar aici ți-am spus. Aici trebuie să aibă răbdare. Dacă nu o să aibă răbdare, riscă să-l îndepărteze pe Șucu. Nu știu câtă vreme Șucu... bine, că atât nu s-au îndreptat împotriva lui, ceea ce este foarte bine. Pentru că Șucu nu are nicio vină. Părerea mea face lucrurile corect. Se schimbă sistemul de joc, poate să dureze. Nu este o problemă. Rapidul are fel de multe puncte, precum FCSB-ul, care cu siguranță va lupta pentru titlul în momentul în care va ieși din combinația asta cu cupurile europene. Sigur că jocul nu merge. Sigur că sunt niște schimbări pe care poți să nu le înțelegi și asta poți să huidui. Dar, încă o dată, mie mi se pare că ăsta este un club la care lucrurile se fac corect. Este foarte puțin probabil să vii să investești 2 ani și să devii campion. Nu este imposibil, dar este foarte puțin probabil. Există și exemple în România în care s-a câștigat titlul în primul an. Cine? CFR Cluj. S-a ieșit din insolvență în mai, a venit Dan Petrescu, a venit Varga, au luat 15 jucători, au luat da, eu cred că e mult să te gândești că să iei campionatul. Mă gândesc să prestezi un joc bun, să faci niște transferuri. Tu ai dreptate, Dan, scuze-mă puțin cu asta, ai dreptate, este singurul exemplu, pentru că toate celelalte... Există și exemplu. Singurul. Da. Nu, singurul. Pentru că, de exemplu, Porumbuiu a investit 15 ani, nu are niciun titlu. Creva a investit în 2014, nu are nimic. Și atunci cum e? Timișoara atunci a investit Iancu... Ce-i normalul? Care-i normalul? Da, s-a întâmplat la CFR Cluj. Dar care e normalul atunci? Normalul pare că te să ai un pic de răbdare. Pare că cele mai scurte intervale au fost la Urzic. Ce chiar dacă investești continuu, cum ai spus, și Vaslui, da, și Craiova, și Timișoara, nu câștigă niciun campionat. Scandalele astea din tribună vin ca urmare a faptului că e normal să vină după 4 etape sau este mai mult o frustrare a celor din tribună că Șucu, da, pentru că el decide acolo, n-a dat curs solicitării oamenilor să pună pe Șumudică? Ce credeți? Eu cred că deciziile lui Șucu au fost susținute de galerie, chiar dacă galeria... Deci zici că n-au legătură, da? Următorul scenariu. Să spunem că în această vară era pus Șumudică și avea fix aceleași rezultate. Credeți că s-ar fi scandal de emisia în seara asta? În seara asta nu, dar cred că în peste două etape, trei, se scandă. Noi vorbim astăzi, că și impresia mea e că nu s-ar fi scandat în niciun caz de emisia. S-ar fi scandat. Nu cred.
Nu cred. Poate nu acum, dar după... Tu crezi că, tu crezi că Dan Șucu, patron mare, chiar mare, adică nu va ceda și îl va numi pe Șumudică? Eu cred că se va întâmpla niciodată chestia asta. Abia așa îl ambiționează. Poate dacă îl lăsau în pace, poate... Eu nu cred că îl va pune vreodată pe Șumudică. Bogdane, dar tu crezi că această echipă cu Șumudică ar fi jucat mai bine? Adevărul este că și cu mine cred că jucau mai bine. Te-o spun sincer. Asta nu era greu, jucă mai bine. Păi aia că mai rău de atâta cu jucătorii ăștia, nu cred că poți să joci. Ce poți să faci mai rău? Ce, să n-ai... Ai trei puncte. Câte să ai? Unu? Da, puteai să ai unu. Atenție, tu puteai să ai unu. La Arad, revin asupra ideii. La Arad ai luat gol. Ce, că ce... s-a așa, a egalat cu CFR în 97. A egalat. Pe care când ai gata minutul 97? Da, dar la Arad nu poți să spui că... Că ce nu poți să spun? Nu... Ei, n-a fost un gol regulamentar. Ah. Ok. Păi, stai puțin, că ăla a fost fault. Ăla a fost, fault, dar dacă... Înțeles, dar tu spui pe o procedură... Se putea, eu nu spun nimic. Se putea întâmpla să aibă un singur punct, se putea. Deci mergea mai, deci, să fie mai rău. Rapidul merge pe trendul ăla de anul trecut. Pentru că play-off-ul de anul trecut a fost cum asta, a fost. Punctul ăla, da, da. Știi ce e? Prinde, când e cu FCSB-ul? 4 punte în 10 meciuri. Când e meciul cu FCSB-ul? 4 puncte în 10 meciuri. Deci 3 puncte în 4 meciuri. Dar când e meciul cu FCSB-ul? Că ăla e treaba. Da, că... Ăla atunci a trebuit să facă 4-0. Să facă 3 puncte. Aoleu! Deci îi merge rău până etapa 15. Nu mai vine nici pe al doilea. Știi ce este de la care vine după Lena? Nu mai prinde. Auzi, ce este deranjant pentru rapidiști și pentru cei care se uită la televizor și văd meciul ăsta, reacția celor de la secții, care la finalul meciului sunt foarte supărați după 2-2. Sunt dezamăgiți, supărați, că au câștigat un punct. Bine, doar. Ultimele două ocazii au fost ale Rapidului. Adică șutul al lui Kovski și ocazia tot al lui Kovski, dacă nu mă înșel. Eu spun altceva, ce mi se pare inadmisibil, după părerea mea, este ce se întâmplă lui Săpunaru. Adică lui Săpunaru trebuia să-i spui, după părerea mea, atunci când se mai plângea cu tasta, că aia să mai joci. Aia e un caz singular, unde vorbim aici rapid. Dar ce ți se pare corect, dar e mai important? Nu, stai puțin. E mai important... Să fie legate cele două spețe. E posibil, dar e mai important să vezi ce e mai bine pentru Rapid decât ce e mai bine pentru Săpunaru. Da, pentru Rapid. În viziunea mea, evident. Dar mă, de-aia spune, nu mai e nevoie de tine, ok? 41 de ani, vrei să te faci, nu știu, director sportiv, să-ți fii în locul lui Voicu, să vii cu schimbările... Da, dar repet, asta îl privește pe Săpunaru. Aici era discuția despre Rapid ce e mai bine. Și tot timpul interesele s-ar putea să fie legat. S-ar putea, da, dar interesele unui club trebuie să fie mai presus decât interesele unui jucător. E corect să judeci un antrenor după doar 4 etape sau e corect să judeci dacă echipa arată atât de rău? După 4 etape nu este corect. E corect să fii puțin supărat dacă echipa arată atât de rău. Ok. Dacă aș fi dat Rapid președinte și ar veni Șucu în seara asta și ar spune: dăm un sfat ce să fac. Poate ține cont sau nu, dar, mă rog, ce i-ați spune? Ha, bună întrebare. Este clar că s-a declanșat furia tribunei și dorința de a-l aduce pe Șumudică. Cred că sfatul l-aș fi dat înainte să înceapă campionatul și în locul lui Lennon l-aș fi pus pe Șumudică. Am înțeles, da. Aș fi pus pe Șumudică, nu s-a întâmplat aș asta. Fi făcut placul fanilor, pentru că trebuie să ții cont de fani. Asta e important? Să faci este important ceva? Și asta, de ce? Câteodată. De ce? Pentru că, în același timp, Șumudică nu este orice antrenor. Șumudică este un antrenor bun, cu realizarea și la campionatul România. Odată, orice compromis deschide alt compromis. Au fost end compromisuri făcute. Păi tocmai și asta nu e problemă, n-a fost o problemă la Rapid, chestia asta. Eu cred că decât Lennon și Mudică era de două mai bun. Dar mai ții că am spus la începutul anului, când a venit Lennon, că mi se pare absurd să-l numești pe antrenorul de la Celtic la Rapid, că e ca și cum mai pune pe mine să conduc un tir, deși eu conduc o Skoda, mașina mea personală. El nu știe ce se întâmplă aici. N-ai cum, n-are legătură, este alt fotbal, fotbalul balcanic cu fotbalul de la Celtic Glasgow, n-are nicio legătură. Nu are nicio legătură, se întâlnește cu niște situații. O secundă, că sunt imagini, vreau să explic un pic. Sunt imagini imediat după ce s-a scandat emisia, cei din galerie i-au strigat numele lui Șumudică. Și Șumudică, totuși, și, mă rog, are acel salut, nu putem da cu ambianță pentru că sunt niște înjurături la adresa Stelei. Mă rog. El, dacă ar vrea să fie, să devină antrenor, ar trebui, cred că, să nu mai vină la stadion. Atunci ar avea șanse mai mari să fie numit. Eu nu cred, încă o dată, nu cred
că domnul Șucu va ceda unui asemenea tip de presiune. Acum nu-l cunosc personal. Nu-l cunosc personal, dar la ce impresie mi-a lăsat, mi-e greu să cred că va ceda în fața unui asemenea tip de presiune. Dar poate cine știe. Ți-ai zis, fotbalul balcanic e plin de surprize. Se poate întâmpla orice. Urmează deplasare la Buzău cu Gloria, apoi meci acasă cu Dinamo, pentru Rapid, mă refer. Lena n-a fost la meci pentru că mama lui a decedat în urmă cu două zile, dacă nu mă înșel, și a plecat în Irlanda. Complicată situație pentru Rapid. Rapidul întotdeauna a avut meciuri foarte grele la Buzău. Da, foarte grele și rezultate slabe. Acolo. Aduc aminte un meci după ce a fost cazul Bricheta cu Rednic, am fost la Buzău în Lobote. La Buzău era... A fost și mutul la meci. Toți sunt în zonă. I-am văzut și pe toți secunzii pe care îi va avea Mircea Lucescu la echipa. Da? Nu, zic ca informații. Geri Gane, Constantinović, pe care îl vedem în imagine, și l-am văzut și pe... era să zică și Pacu-i secundul. Cumva e și el secund, că da, e la Naționala de Tineret, cu Relea, care și el a avut 20, practic toată lumea în seara asta în Giulești. Chiar sunt curios cum va gestiona Șucu situația asta. Pentru că de acum nu mai este doar situația că Rapid merge prost. Că asta poți avea răbdare sau nu ca patron. E problema cu suporterii. Nu? Că te presează suporterii, strigă demisia și așa mai departe. Nu, situația este grea. Este clar că n-ar trebui cedat acum. Lennon trebuie să-și facă treaba, e prea puțin. După patru etape? Dar te întreb altceva, următoarele două meciuri, Buzău-Dinamo, dacă nu e 6 puncte, ți se pare că deja e grea? Dar dacă e 4, e ok. Dacă e 4, mai potolești ceva, probabil. Dacă nu iei, știi că 3 puncte, iei, pierzi un meci, iei, faci două egaluri, ceva, ți se pare că deja e o problemă? Da, ok. Păi... Gândește, hai să ne uităm unde sunt toate celelalte echipe. Devine problemă, să știi. Pentru că te îndepărtezi de obiectiv. Câte puncte are... Ți-ai zis, nu te bați, cred, cu oțelul Galați. Nu cred. Nu, no, hai.